Franklin Graham cere o rugăciune pentru recuperarea lui Biden, Biblia ne îndrumă să ne rugăm pentru lideri. Evanghelistul Franklin Graham îi îndeamnă pe creștini să se roage pentru vindecarea președintelui Biden, în urma diagnosticului său de COVID-19, spunând că Biblia îi instruiește pe credincioși să se roage pentru liderii lor. Casa Albă a anunțat joi că Biden a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și se confruntă cu simptome foarte ușoare. El se va izola la Casa Albă și va continua să-și îndeplinească pe deplin toate sarcinile în acest timp, se arată în declarație. Știrile raportează că președintele Joe Biden are COVID-19 și se confruntă cu simptome foarte ușoare, a scris Graham pe pagina sa de Facebook. Trebuie să-l ridicăm în rugăciune. Biblia ne îndrumă să ne rugăm pentru toți cei care dețin autoritate, iar asta include dacă suntem sau nu de acord cu politicile lor. O scrisoare a medicului White Kevin spune că Biden se confruntă cu un nas care curge, oboseală și o tuse uscată ocazională. Biden este complet vaccinat și de două ori simultan, ceea ce înseamnă că a primit patru injecții cu un vaccin COVID-19. El ia Paxlovid, un nou medicament antiviral care poate ajuta pacienții cu COVID să se recupereze mai repede. Medicii spun că este similar cu Tamiflu. Potrivit noilor date de la Departamentul Serviciilor de Sănătate de stat din Texas, vaccinurile COVID-19 oferă o protecție semnificativă împotriva decesului asociat cu COVID, dar mai puțină protecție împotriva unui test pozitiv. Datele din Texas arată că cele mai recente 28 de zile, texanii nevaccinați au avut de 10 ori mai multe șanse de a testa pozitiv pentru COVID-19 și de 31 de ori mai multe șanse de a muri din cauza unei boli asociate cu COVID-19 comparativ cu texanii complet vaccinați. Departamentul Serviciilor de Sănătate de stat din Texas recomandă rapeluri, deoarece răspunsul imunitar la vaccinurile inițiale cu COVID-19 scade în timp. Casa Albă a spus că va oferi o actualizare zilnică despre Biden. În conformitate cu protocolul Casei Albe pentru cazurile pozitive de COVID, el va continua să lucreze izolat până când va deveni negativ, a spus Casa Albă. Odată ce testul este negativ, se va întoarce la muncă în persoană. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.